organizarea alegerilor prezidențiale ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în ciuda protestului autorităților constituționale, urmărește atingerea mai multor avantaje politice, inclusiv justificarea prezenței forțelor militare rusești în regiunea separatistă. Concluzia aparține Asociației Promolex. Mai multe detalii aflăm de la colega mea, Virginia Pântea. Virginia, te ascultăm! Bună seara, Victoria! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sub pretextul apărării drepturilor, inclusiv electorale, ale celor 250.000 de cetățeni ruși care ar locui în regiunea transnistreană, autoritățile de la Moscova au decis să deschidă 6 secții de votare la Tiraspol, Tighina, Râbnița și Grigoropol. Decizia a fost calificată drept inacceptabilă de către autoritățile Republicii Moldova, care au permis să fie deschisă doar o singură secție de votare pe teritoriul Republicii Moldova, și anume la Ambasada Federației Ruse de la Chișinău. Nu este pentru prima dată când Federația Rusă sfidează poziția Chișinăului. De exemplu, la precedentele alegeri prezidențiale ruse din 2018 au fost deschise 24 de secții de votare în raioanele din estul Republicii Moldova, iar la urne s-au prezentat aproape 74.000 de alegători. Este de menționat că diplomația rusă afirmă că dreptul la vot este unul inalienabil. Totuși, nu a condamnat niciodată acțiunile ilegale ale administrației separatiste de la Tiraspol de a împiedica desfășurarea scrutinilor organizate de Chișinău. Asociația Promolex subliniază că retorica Moscovei, precum că ar vrea să apere drepturile și interesele cetățenilor ruși din regiunea transnistreană, este manipulatoare și cinică, întrucât aceasta se eschivează de responsabilitate atunci când structurile separatiste controlate de Kremlin încalcă drepturile omului, inclusiv ale cetățenilor ruși din regiune. Moscova declară de fiecare dată că e o problemă internă. Aici este de menționat că din 2004 și până acum, CEDO a găsit Federația Rusă responsabilă de abuzuri și violări ale drepturilor omului în 52 de hotărâri. Urmărește să obțină niște avantaje politice, în principal să legitimeze ideea că populația regiunii transnistrene este una temeinic rusească, că susține cu înverșunarea actuală administrației de la Kremlin și, prin urmare, își dorește să facă parte din Federația Rusă. Chiar la alegerile prezidențiale rusești din 2018, liderul regiunii transnistrene a spus că aceste alegeri organizate în regiunea transnistreană pot fi considerate niște mici referendumuri. Deci aceste idei fac parte cumva din strategia revizionistă a Federației Rusiei în raport cu țările vecine mai mici și astfel, prin legitimarea acestor idei, chiar se poate ajunge la anexarea unor teritorii, totul sub eticheta aparent acceptabilă a respectării drepturilor și intereselor etnicilor ruși din aceste regiuni. Biroul pentru politici de reintegrare le-a recomandat jurnaliștilor locali și internaționali să se abțină de la deplasări în regiunea transnistreană ca să relateze despre alegerile prezidențiale rusești. Responsabilii de comunicare au subliniat că, din considerente obiective, instituțiile de drept ale Republicii Moldova nu pot oferi garanții de securitate și de menținere a ordinii publice în regiune. Iar fără pretinsele acreditări solicitate ilegale de structurile nerecunoscute de la Tiraspol, jurnaliștii riscă să fie reținuți privat ilegale de libertate, declarați indezirabili în perimetrul regiunii sau să le fie confiscate echipamentele.